Ce? Ce? Hă? Nu vă aud! Hă? Cum? Bă, lume, e groasă. Și nu, nu vorbim despre pula mea. Salutare, lume, sunt Cătălin KBC și din păcate răposatul Vlad Alexandrescu s-a hotărât ieri să răspundă la toate clipurile de pe YouTube despre el. A făcut-o în cel mai prost mod posibil, mă credeți? Stai o clipă, omule, stai, tu de-abia după ce ți l-ai pus și ai văzut reacțiile, ți-ai dat seama că e exagerat? Omule, n-ai văzut din chestiile alea ale tale, mișcările alea, că e un pic cam exagerat? Indiferent cât de serios vrei să pari, cum ar fi să vin eu ceva în genul ăsta? Dragilor, a făcut Vlad Alexandrescu încă un video răspuns la videoclipurile de pe YouTube? Nu pot să cred, băi, el nu-și dă seama, mă, ce face, mă, că se îngroapă și îngroapă cariera, el nu poate să... Stai ușor, frate. Clipul ăla din gesturi era exagerat. Nici nu mai contează ce ai vrut tu să transmiți prin clipul ăla. Numai maimuțărările tale te făceau greu de luat în serios. Adică, să fim serioși, e o diferență când faci tu maimuțărările alea și alta când face Rice Gum. Pentru că, într-un fel, Rice Gum nu exagerează cu ele. Oarecum. După 5 zile ți-ai dat seama că e exagerat? Adică ar trebui, nu știu, 30.000 de dislike-uri, vreo sute de clipuri despre tine ca să-ți dai seama că e exagerat? În noul clip al lui Vlad Alexandrescu, el spune că eu mi-am chemat prietenii să facă clip despre el. Stai ușor, fiul meu. Toți youtuberii care au făcut clip despre tine au făcut în mare parte din propria lor inițiativă. Eu n-am pus pe nimeni, ok? Ba chiar, până să-ți văd eu videoclipul, deja aveai ceva vizionări și comentarii, dintre care și comentarii cu mare greșeală de la alți youtuberi. Toți care au făcut clip, au făcut clip în care ți-au comentat mai mult ce ai avut de zis, ți-au comentat conținutul, ți-au comentat tipul de canal și ți-au mai comentat, nu știu, gesturile. Deci am rezolvat, eu n-am pus pe nimeni. În tot videoclipul lui Vlad, el face pe victima de data asta, ca fiind el ăla rănit care și-a luat tot hate-ul din lume și chestii de genul. Băi, ce-a fost actoria asta de scandalul cu Andra Gogan și Augusta sau cum o chema pe aia și Viorel sau cum era scandalul, că l-am și uitat. Un sfat, dacă vrei să faci pe victima mai mult, mai lucrează un pic. Tot în clipul lui își cere scuze, păi scuze acceptate să zicem, dar hai să fim serioși, dacă n-aveai 30.000 de dislike-uri și oameni care să facă clip despre tine și lume să te urască, tu nu ți-ai fi cerut scuze. Știi de ce? Pentru că ești efectiv un fals, un ipocrit și încerci să manipulezi, dar nu o să-ți iasă. Pentru că tu chiar în clipul ăla al tău despre mine ai zis că așteptai să-mi cer scuze că te-am copiat, ironizat. Te-ai prins tu. Abia după ce ai văzut ce se întâmplă, ți-o venit și ție mintea la cap că trebuie să-ți ceri scuze. Stai ușor, din nou, orice om cu IQ peste medie își dă seama că încerci să manipulezi. Pă, frate, ăsta mereu faci, bă, un clip, nici măcar n-am ce să zic despre el, mă. Asta fiind o referință la mine, Red Rod, Bicălinaciu și oricine mai pune youtuber în titlu. Serios, bă, ce-a fost asta? Ok, n-ai pus numele youtuberului în titlu. Bravo, felicitări. Dă-mi vezi să-ți arăt cum ți-ai dat, uite așa, păstă față cu o pulă de integritate. Pentru că tu ai crescut pe clickbait și prank-uri. Știi care e faza? La mine, la Red, la Călinaciu, la oricine au folosit numele unor youtuber în titlu, sunt clipuri destul de muncite. Pentru că ai văzut, trebuie să bagi acolo faze, montaj, eventual poate o dumă ceva, un edit de la ML. Nu știu, pui mei. La mine la fel. Ceea ce, crede-mă, este mai greu de editat decât o chestie de genul ăsta. Deci, bă, fii atent. Eu pun camera acolo, dar tu te prefaci că nu o vezi, da? Și, nu știu, vin cu telefonul la spart și faci și tu acolo o fază, o șmecherie, ceva, să te enervezi, dar să pară cât mai real. Înțelegi? Deci, munca ta nu e chiar așa de multă muncă, pe cum vrei să pară. Vorbind de poza aia cu Lăbar Squad, nu știu ce. Da, a fost descrierea aia și a fost pentru amuzament. Doar că tu ai folosit-o într-o glumă destul de proastă în care ne-ai făcut pe toți gay. De ce-i greșit? Ce-ți zic acum, nu este vorba de numere pe YouTube, da? Ideea e că noi suntem mai mari, da? Gen 17, 18, 19 ani. Iar tu ai doar 14, da? Noi nu ne cunoaștem personal, n-am schimbat vorbe în viața reală. Dar chiar abia acum ce ne-am cunoscut cu conflictul și chestii de genul. Eu îți zic așa, pe mine nu mă vezi să merg la unul de 28 de ani să îl fac homosexual în glumă, iar eu să nici nu cunosc persoana respectivă. Gen și glumele tale despre mine cum că sunt gras nu se fac, știi de ce? Nu că m-aș ofensa eu, pentru că și prietenii mei mai fac glume despre cum îți gras și eu fac glume cum că îți gras, ok? Dar ideea e că noi nu suntem prieteni. Noi nu ne cunoaștem și știi, există o limită pe care nu e ok să o întregi. Scuze dacă m-am ofensat pe cineva, eu sunt doar puș cu un vis. Vreau doar să fiu mai bun și... Ah!
Mamă, un pic am opticant. Asta cu sunt un puști și am doar un vis, crede-mă, și eu sunt un puști și am un vis. Și Redi-i puști, și Călin, și toți suntem puști și avem vise, orice om are vise. Dar tu ai ales să bagi chestia asta în videoclip pentru a sensibiliza spectatorul. Asta fiind o altfel de metodă destul de slabă de a manipula, dar e ok, ești copil, te înțelegem. Tot în clipul lui Vlad Alexandru mai zicea ceva de genul că el nu-i după cifre și numeri și astea, că el o face din plăcere și... Ok, boss, am înțeles, dar... Eu vă iubesc și noi ne vedem data viitoare. Face. Ce? Ce? Hă? Nu vă aud! Hă? Cum? Ce ziceți? Nu vă aud! Ce? 10 minute să intre mai multe reclame pe video? Ce? Nu vă aud! Cum? Iubire? Eu fac asta din plăcere? Ce? Cum? Nu vă aud urlă asta după bani prea tare? Stați să-l închid! Așa, gata. Cum? Cum poți să fii așa de prost? Îmi pare rău, chiar trebuie să te jezi pentru că ești prea prost. Îmi pare rău să zic, dar crede-mă, în momentul de față, orice persoană care gândește rațional și își folosește puțin creierul, trebuie să își dea seama că ești un mincinos și un ipocrit. Cum adică tu spui că nu-ți pasă de numere, cifre, căcat de genul, iar tu, la un video de 8 minute, mai pui încă două un ecran negru pe care scrii chestii pe care le-ai zis la final, nu? Chestia cu vă iubesc. Ai zis fix înainte să oprești camera că iubești. What? Nu. Oameni buni, îmi pare rău că iar v-am mirosit timpul cu un copil care are criză de personalitate și chestii de genul. Îmi pare rău că, nu știu, mă iau de YouTuber fără motive. Mă iau fără motive. Eu sunt cel mai rău, man. Eu sunt cel mai rău YouTuber. Da. Lume, ca asta a fost, îmi pare rău că v-am mirosit din timp degeaba pentru un subiect de căcat. Bagă like dacă ți-a plăcut, share să fii savage și abonează-te pentru a face 100.000 pentru că și eu sunt un puști cu un vis. Nu vă mai luați de mine, vă rog, nu mai îmi faceți hate. Salut! Că vreau să scap de toți ăștia care sunt pe interes. Am zis-o atât de des, vreau să mă scap de ei. Că-s ca niște demoni și-mi pun probleme zilnic, ce să vrei, mă. Toți mă spun acum că am ajuns acolo sus. Mă rog încă-s pe drum, dar vreau să fac ce mi-am propus. Și trag tare până o să mor, jumătate de timp s-a scurs. Și ăștia vor să dea cu hep în sara, e s-aus. Cu barda, brigada, cu arma și lama, că țara e zero și arde și gata. Se pune pe foc, la focul ca arta. Se aprinde doar când tragi doar pentru asta. Și dai iubire când primești o trava. Și dai iubire când primești o trava. Și dai iubire când primești o trava. Mă sună succesul la-n timp, închid în sun eu mai târziu. Îți bate moartea-n carieră, schimb ce fac eu și vând e viu. Mă sună bro, trebuie să spun, dai duce marfa și nu mă scund. 50 de grame ca să parfum, pe stradă mi-ai fun. Pap, sunt ca stil, sunt gură, sunt joare, albă și mă doare pură. Fac ce simt, adică treabă blană, ce vis tu e doar pisic, gheală și pic. Șase zic panda, ei, Logan alb e garda, ei, sifonule de mă dai la gard. Ești pa, 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 panaramă. Mă, sună-i squad, un par.